Odată cu răcirea vremii, prețurile practic au explodat, potrivit Biroului Național de Statistică. Față de luna septembrie, în octombrie curent, cel mai mult s-au scumpit legumele, ouăle și zahărul. Contează și locul de unde oamenii cumpără. Astfel, dacă la piață o legătură de leuștean, de exemplu, costă până la 15 lei, atunci în unele magazine de fructe și legume, acesta poate fi pus în vânzare și cu 11 lei kilogramul. Oamenii se arată tot mai îngrijorați de scumpiri și spun că unele produse rămân pentru ei doar simple amintiri. Potrivit datelor statistice, în comparație cu luna septembrie curent, în octombrie oamenii au plătit cu 22% mai mult pentru legume, cu peste 8% mai mult pentru ouăle de găină și cu peste 4% mai mult pentru zahăr. Cumpărătorii pe care i-am întâlnit în piața centrală ne-au spus că prețurile au întrecut orice măsură, iar pentru a economisi, colindă piața ore în șir ca să găsească alimente mai ieftine. Dacă sunt mai ieftine, mai cumpărăm, dacă scumpi așa, mai economisim. Ceni, vă vedeți cum ми ходим, где самые дешевые, тот берем. Все. Alții ne-au spus că după ce prețurile s-au majorat atât de mult, la unele alimente pot doar să viseze, deoarece nu își mai pot permite să le cumpere. Carne cumpăr numai de pui, că e puțin mai ieftină. Dar ouă deloc nu cumpăr. Dacă sunt 40 de lei, 10 bucăți, dacă 10 bucăți de 10 ouă, îți ajung pe săptămână mai mult. Iar vânzătorii se plâng că odată cu majorarea prețurilor, numărul cumpărătorilor s-a micșorat. Eu singur mă emoționez că înainte vândem de 100 de lei 2 cleci, 60 de ouă, dar acum vând una. Între timp, în unele magazine de legume și fructe din oraș, am descoperit prețuri cu totul deplasate. De exemplu, 1100 lei kilogramul de leuștean. Asta în timp ce la piață o legătură poate fi luată cu cel mult 15 lei. Nu, 100 de lei kilo. 100 de lei kilo? Da, asta e 8-va țină. Da, să vindem. Măcar cu 1100. Pentru că povara scumpirilor e tot mai grea, unii oameni blamează autoritățile pentru modul în care gestionează situația din țară. Ну это же издевательство над народом. Неужели непонятно? Поэтому надо что-то делать. А то воруют, грабят и больше ничего. А у людей последние штаны снимают. Как так можно жить? Și în timp ce unii critică, alții susțin că ar trebui să muncim mai mult, pentru că doar cine muncește, acela are. Îmi pare tare rău pentru acela care șede și cere. La și ce tu? La și ce? Tu trebuie să te gândești singur pentru tine. Nu e rău de trăit. E foarte bine, dar trebuie să te gândești din timp și să faci cum să faci. Datele statistice mai arată că în ultimele 12 luni prețurile medii de consum au crescut cu aproape 35%, mai exact la produsele alimentare cu peste 36%, la mărfurile nealimentare cu aproape 22%, iar la servicii cu aproape 53%.